După mai bine de un an de când a fost închisă circulației rutiere, strada stadionului a fost redeschisă. Neoficial însă, deoarece acolo încă se lucrează la borduri și la trotuarele afectate de accidentul de teren și de lucrările de remediere a acestuia. De aceea, primăria Galați nu a făcut recepția lucrării. Totuși, constructorul a ridicat restricțiile de circulație și a permis accesul autovehiculelor. Vestea este una bună atât pentru șoferi, cât și pentru oamenii care locuiesc în zonă. Totuși, aceștia încă se tem că pământul s-ar putea surpa din nou. Unii chiar propun introducerea unor limite de tonaj pentru mașinile care tranzitează șoseaua. E bine, dar să nu mai circule tirurile, mașinile grele, că din cauza greutății s-ar putea să le iar. Și din cauza tonajului, treceau tiruri mari până opreau, până se făcea coadă. Până treceau. Deci ar trebui pus o limită de... O limită de tonaj sau de viat traficul ăsta, tonaj greu. Mai bine. Mai bine. A fost foarte greu cât a fost închisă, pentru că trebuia să o ocolim foarte mult. Totuși nu s-a făcut recepția lucrării, adică e deschisă, dar neoficial. Asta nu ține de noi. Credeți că mai e pericol să se surpe? Bineînțeles, ca orice zona Galațiului care se surpă în continuare. Strada stadionului a fost afectată de infiltrații de apă, iar terenul s-a surpat în dreptul liceului cu program sportiv, așa că artera a fost închisă în toamna anului trecut.